Ploile abundente din ultima perioadă au determinat creșterea turbidității cursurilor de apă, generând oprirea stațiilor de tratare ale APASERV. Cu toate acestea, alimentarea cu apă a populației nu a fost oprită. Echipele de intervenție ale APASERV au intervenit în peste 15 locații, cu echipele de specialitate și echipamentele din dotare. Datorită precipitațiilor care s-au înregistrat în aceste perioade, stațiile de tratare care asigură apa potabilă din Valea Jiului au funcționat în condiții de turbiditate crescută, iar după caz unele chiar au fost oprite, dar cu toate acestea, alimentarea cu apă a populației s-a realizat din rezervoarele din magazinare, fără ca să existe restricții privind alimentarea cu apă potabilă. Precipitații sunt anunțate și în cursul zilei de mâine, urmând ca la sfârșitul săptămânii vremea să se îmbunătățească. Ploile vor reveni în Valea Jiului în cursul zilelor de marți și miercuri.